Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Îi spunem bun venit în studioul nostru unui invitat special, un bun povestitor și îmi veți da dreptate. Petrică Stanoevici este numele lui. Bun venit în studioul nostru. Bine te-am găsit, Cristina. O poveste emoționantă. 17 ani bătălie cu alcoolul. Un mariaj eșuat, al doilea pe cale să se destrame. Lupta și neputința în bătălia aceasta cu alcoolul v-a fărâmat până în ziua în care Hristos v-a întâlnit și a transformat absolut totul. Dar să ne întoarcem puțin în această istorie foarte zbuciumată, care cred că aduce multă speranță și altora care ne urmăresc la ora aceasta și s-ar putea să aibă la fel lupte cu alcoolul, cu dependențe și să își dea seama că viața lor e într-o fundătură din care nu mai au cum să iasă. Prima oară ați avut o chemare din partea lui Dumnezeu în copilărie. Duceți-ne puțin în punctul acela. Mă trag dintr-o familie de ortodoxi, dintr-o comună de pe clisura Dunării. Vreau să spun că încă când eram prin clasa 5-a, un băiat dintr-o familie de baptiști mi-a spus, mă, nu vii să vezi cum e la noi, să vezi cum se cântă cu armonul, să vezi ce fain e la noi. Și m-am dus la invitația ăstui băiat și am început să merg și mi-a plăcut așa de mult. Copil fiind, am început să merg, să frecventez biserica asta. Tatăl meu, când a aflat acest lucru, nu atât pe mine, ci pe mama, a spus, dacă n-ai grijă de el, să vezi că o pățiți cu mine. Și mama a spus, măi, fii atent, nu te duci acolo că ne faci de rușine, zice taică-tu. Vezi că ne bate pe amândoi dacă mai mergi. Eu am continuat să merg. De ce? Păi îmi plăcea că era cald iarna acolo, era muzică, cântări, rugăciuni, nu era miros de lumânări sau cum să spun, mă simțeam atras așa. Ceva de Dumnezeu sau pur și simplu atmosfera în sine? Așa, atmosfera. La început n-am știut eu prea mult așa, știi. În casă la mine nu se vorbea de rugăciuni, de Dumnezeu, de biserică, numai de Crăciun și de Paș, dacă mergeau ai mei. Vreau să spun că când am terminat școala elementară, deci am primit premiu și mama era numai la serbarea la Căminul Cultural și s-a bucurat așa de mult și i-am spus, mă, mamă, haide, că începe la aici, uite, la biserică, la pocheț, hai, vină cu mine. Nu, dacă uite, tai că tu ne omoră pe amândoi. Mă, mamă, hai să vezi numai acum, hai că nu află el. A venit mama cu mine de bucurie că am luat premiu și mama s-a lipit ca timbru de scrisoare. Acolo a rămas. Năcazuri cu tata, cu bătăi, cu vai de mine. Eu am plecat la 14 ani la Timișoara la școală și mama a continuat să frecventeze biserica aia. Și a fost necazuri mari cu tata din cauza. Dar tata în vreo 10 luni de zile, după ce am plecat eu la Timișoara la școală, a murit de cancer ganglionar, sau cum să spun, a murit de fapt de foame, că nu mai putut să înghită, că i s-au făcut ganglion pe aici, pe la gât. Și atunci mama a rămas, la 33 de ani jumate, a rămas văduvă. S-a recăsătorit după 8 ani de văduvie, cu unul care n-a mai fost căsătorit niciodată. El era mai tânăr ca mama cu 2 ani. De ce n-a mai fost căsătorit? Avea o mamă paralizată, stătea de 19 ani la pat. Și o soră surdomută și nimeni din sat nu a lipit, să zic așa, capul lângă o astfel de familie să fie slugă la femeile astea. Și atunci mama, cum era necăjită și a rămas cu o grămadă de datorii după tratamentele și avioanele care le-au plătit, că au mers tata pe la București pentru analize, dar n-a putut să fie salvat. Mama s-a căsătorit cu ăsta și vreau să spun că a început să se roage și pentru mine. O să vă spun mai târziu, 18 ani, mama mea n-a mâncat duminică, a postit și s-a rugat pentru ca Dumnezeu să mă mântuiască și pe mine. În timpul ăsta nu erați deloc credincios, n-aveați nicio treabă cu biserica. Doar ați dus-o pe ea acolo, ați lăsat-o bine? Da.
și a făcut botez noaptea prin pădure, nu știu, mi-a povestit ea, într-o altă localitate, au mers o noapte întreagă până au mers la locul unde s-a botezat. Vreau să vă zic că după ce am terminat școala, am ieșit pe salar, pe bani, am uitat de biserică, am uitat de pocăiți, de Dumnezeu și am început să gust în plăcerile lumii acestea. După ce m-am întors din armată, am cunoscut pe prima mea soție. Din clipa când am cunoscut-o, într-un 23 august a fost asta, la 2 luni a devenit soția mea. Făcut nuntă la catedrală cu 17 mașini. Era mare lucru atunci, pe vremea lui Ceaușescu. De ce? Pentru că era, se trăgea dintr-o familie înstărită, casă în Timișoara, într-un cartier destul de central. Tata ei era, a fost, după naționalizare, mulți ani director de penitenciar. O familie bogată. Se poate spune, nu grozav, dar înstărită, nu ducea grija zilei de mâine. Și vreau să vă spun că soacra mea era mai în vârstă decât bărbatul său, decât socrul meu cu 11 ani. Ea dirija, ea rezolva toate treburile în casă. Bărbatul îi dădea banii, lucru care a încercat, nu a încercat, că a și reușit, și cu mine. Eu aduceam salariul, nu îi dădeam soției, îi dădeam lui baba. Și baba când îmi trebuia bani de tramvai, nu de bere, trebuia să-i cer. Vreau să vă spun că din cauza acestor lucruri au apărut discuții între mine și soția. De ce nu v-ați mutat de acolo? Să știți că am încercat să fac acest lucru. Mi-am luat, fără știrea socrilor, bani de la cec, 13.000 de lei cum era, și am băgat, cum să spun, să-mi fac locuință, proprietate personală. Am făcut și contract pe Gheorghe Lazar, la etajul 5 trebuia să am blocul, dar ori aflat de chestia asta și s-au pus pe ea cu gura și au spus, dacă tu pleci cu omul ăsta din casă, tu nu duci niciun capădață de aici. O iei de la lingură. Tu ești raza noastră de soare, noi am lucrat, am muncit pentru tine tot ca tu să mergi cu ăsta. Uite, a început să se beau, să mânec amarul, ziceam eu, în necazurile și problemele, discuțiile care le aveam. Și așa azi, așa mâine, mergeam după orele de serar, că dimineața eram la lucru, după masă eram la școală. Hai la o bere, azi, hai la mâine, când mergeam acasă era scandal și din cauza asta căsnicia noastră s-a destrămat. M-am despărțit când? Când într-o mare întreprindere timișoreană, în 1971, se turnau numai stâlpii. Am aflat de la niște colegi, mă, fii atent că angajează această fabrică care ia loc, oameni care primesc locuință, mă. Când eu am auzit treaba asta, eu eram la școala tehnică de proiectanți, la Seral. M-am dus și am dat o probă de lucru la această fabrică și timp de 2 luni. Respectiv, din 17 decembrie 71 m-am angajat și în 20 februarie am primit apartament cu 3 camere în circumvalațiunii. Când am văzut că nu vine cu mine și nu vrea să vină cu mine, că o amenințau părinții că nu-i dau niciun capădață, mi-au spus colegii, mă, fii atent, dacă ăștia de la fabrică află că tu ești fără soție și fără copil în 3 camere, te azvârlă într-un demisol, mă, îți dau o garsonieră, mă. Caută pe cineva și fă schimb de locuință, mă. Ia 2 camere cel puțin. Am găsit eu pe papa Frențiu, i-am dat 3 camere, mi-a dat 2. La început m-a întrebat, mă, cât mă cobri? Nimic, tot degeaba. I-am dat în circumvalațiune un ăsta central și mi-a dat în calea șagului confort 3. Sporit, ziceau ei, bucătărie mică. Acolo am stat 8 ani jumate. Și am stat așa la 2 camere. Am stat 8 ani jumate, dar vreau să vă spun că procesul de divorț a durat 3 ani jumate. Pe vremea lui Ceaușescu, dacă aveai copil, mergea la tribunal, spunea un an de gândire.
vă gândiți dacă vă împăcați. După încă un an, încă 6 luni. Și așa a durat 3 ani jumate procesul de divorț. În acești 3 ani jumate, la fabrica unde lucram, a apărut actuala mea soție. A apărut, venise din Valea Jiului cu încă 2 prietene, că au auzit că în Timișoara, domne, se poate angaja la fabrica asta să lucreze în alat alb, ca o doctoriță. Alat alb, apretat, tot salar bun, specializare la București, la electromagnetica. Și a apărut Iboico. E un guraică și ea ca și prima. Ziceam în glumă la prieteni, merge la, în unguri ca la țigan în cai. Și m-am cunoscut cu ea, foarte greu am ajuns. Câți ani avea ea? Ea avea 21. Tinerică. Eu cu 7 ani mai mare. Și trecut până... Un mariaj? Așa. Greu am putut să ajung la ea, că au zis că, bă, ăsta e fost căsătorit, bă, copil, pensie alimentare, e greu, bă, bă, îi plac ce băutura, bă, îi plac și femeile. Și... Se știa că beți? Da, sigur că se știa, că să vă spun, iară s-a schimbat locul de muncă în aceeași fabrică. M-au luat tehnolog normator. Era o secție sculărie care îi făceam după proiect normare, dar cum eram 2 la normare după proiect, pe mine m-a luat și m-a băgat în secție la locul de muncă. Când venea o ștanță, o matriță din producție că se strica sau trebuia ascuțită, o desfăcea muncitorul și eu trebuia să spun acolo o fișă tehnologică unde spunea demontare, rabotare, rectificare, toate operațiile prin care trebuia să treacă această sculă să poată să fie aptă de lucru, să zic așa. Era răspundere. Da, era o coloană la acea fișă tehnologică unde treceai categoria omului în meseria respectivă și numărul de ore care le are pentru ca să execute. Vă poți să dai seama acolo ce prietenii se legau când eu mergeam și omul îmi prezenta. Domn Petrică, fii atent acolo jos. Uite acolo, în masă, vodcă. Vodcă cu suc de roșii, cu piper pe lângă. Și așa, așa, mâine am început să beau. Așa azi, așa mâine, așa apoi. Mâine, încet, încet, a început soția să cunoască adevărata mea față. V-ați căsătorit cu Ibi? Da, n-am spus asta, da. Ne-am luat până la urmă. Ați convins? Am capacitate, i-am spus, măi, uite, asta e, dar nu i-am spus adevărul adevărat. Știi? Și beata fată, când o... Adică nu i-ați spus că aveți probleme cu alcoolul, da. Și nu și-a dat seama. Nu și-a dat seama. Și așa a început să vadă despre ce e vorba și venise pe lume primul băiat cu ea, Flavius. Și mi-a spus, mă, încetează-mă, uite, crește copilul, te vede, mă, s-aude la fabrică, mă, muncitorii, mă, oamenii, uite, normatorul nostru e bețiv, du-te, mă, da, ce știi. Cât de gravă era adicția? Cât beați? Era treaz la lucru? Vă bătați seara? Cât de des se întâmplă? Nu, știi cum era? Rezistam la o jumătate de litru de vodcă, rom. Nu mă tărie beam, nu bere, nu vin. Și după servici, mergem la o jumate, ziceam, știi? Noi, prietenii. Și mergeam și trebuia să am numai pentru 50 de grame, să am intrarea, știi? Că după aia erau prieteni așa prin sală și nici nu știam, acum în ghilimele, nu știam eu de la cine vine. Bănuiam că ăla îmi trimite, că avea nevoie de mine, că era pita și cuțitul la mine, în pixul meu. Știi? Și de asta vreau să spun că soția mă tot avertiza, mă, încetează-mă, ce mă ameninți? Erați violent? O, Doamne! Păi nu-ți povestesc că veneam acasă seara de la birt cu câte 2, 3, 4 după mine, fă cafea, fă grătar.
plecau ăștia după 2-3 ore. Și beata femeie, băi, fii atent că ai fost cam vioaie, cam veselă, ce te filai cu ăla? Trost! Măi, o băteam, îi dădeam, înțelegi? Nu-i era destul, dacă altă dată era prea sobră, prea serioasă, prea, măi, murătură, mă faci de rușine, mă, după ce plecau aia, iar o trosneam. Nici așa nu era bine nici mă, altfel. Nu putea cu nărodul să dea nici cum, dacă așa nu era, nu era bine așa. Deci vreau să vă spun că beata femeie nu știa cum să mai o dea cu mine ca să iasă bine. Și, cum am spus că tot mă avertiza, mă amenința, m-am trezit într-una din zile când cutia poștală am citație să merg la tribunal. Mâine la ora 9 sau cum era, nu știu, nu vreau să mint acum. 8, 9, dar camera cu tare. Aveați doar un copil atunci? Da, numai pe Flavius. Când am găsit aia, vreau să spun că în acea noapte m-a prins 4 dimineața stând cu ea la negocieri. Iar am început să-i promit, mă, uite, știi că vreau să mă las, știi că îmi pare rău, mi-e rușine de tine, de vecini, de mine. Eu ziceam că niciodată nu sunt atâta de betoc ca să merg. Când eram mai beat așa, o luam la fugă, că ziceam că merg, dacă fug, nu se vede că sunt beat. Vai de viața mea. Și vreau să spun că, bă, îi spun, știi ce, hai să nu ne ducem mâine la tribunal. Știi că odată mi-ai promis, ai zis că dacă nu pot și nu pot să mă las de băutură, să merg să mă internez la Jebel, la dezalcoolizare. Și ai zis că ți-e rușine să aude la fabrică că cine ajunge la dezalcoolizare, la Jebel, sunt socotiți oamenii mai, să nu zic ultimii oameni, că nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar așa se vorbea în societate. Și atunci a zis, hai să iei medicamente, să iei tratament la domiciliu. De acord. Și ne-am dus la un doctor, Gâldău. Doctorul Gâldău era director la Jebel, dar ne-am dus la el acasă. Soția lui Rodica lucra la Radio Timișoara, ne-a primit până intervenția cuiva cu cartușul de Kent și nu știu ce, ne-am dus, ne-a primit femeia, bărbatul său nu era acasă, o veni mai târziu și a spus, după ce a stat de vorbă cu mine și a văzut că sunt așa cum sunt, mai volubil, mai povestitor, a spus, domnule, eu am acolo pacienți, dar dumneata nu poate să fie unul din aia care pentru internare. Și zice, eu nici n-am voie să-ți dau tratament până nu fac niște analize, domnule, pot să te ucid. Domnul doctor, aici la dumneavoastră pe masă, dați-mi o foaie, vă dau un scris, am o sănătate de fier, beau până la 4 dimineața și la 7 mă duc la lucru. Nu că lipsesc de la lucru, nici nu întârzi. Și asta era adevărat. Omul când a văzut că s-a așa de hotărât, bine domnule, mi-a scris rețeta, m-am oprit în centru, la Pește, acolo, la Fântâna Arteziană, acolo era farmacia singura cu non-stop și mi-am luat pilule antalcool. O sticluță, parcă o văd acum, maro cu niște pilule mari cam cât unghia mea. Una trebuia să iau dimineața, dar nu pe inima goală, pe stomacul gol, trebuia să iau o pită unsă, cum spune Bărățeanul, și după aia să iau pilula. Și vă spun, te sfătuiesc să nu încerci să te joci, să vezi dacă ce reacție ai. Eu te sfătuiesc să nu încerci. Păi, am spus că nu încerc, na. Și am început să iau de mâine zi pilula. Azi am luat vreo 2 săptămâni și ceva. Și odată, ieșind în oraș, trimis de fabrică la o altă întreprindere să rezolv o problemă, am terminat mai repede și atunci nu mai mă întorc la fabrică. Dar nu mă duc nici acasă, că era vreo 1:30. Numai bine că m-am întâlnit cu 2 doamne care erau prietene de familie și aveam niște obligații față de ele. Ele au fost o cununie la Casa Tineretului și zice că le-au dus la bere la Halbă. Zice, măi, nu ne însoțești să mergem să bem o bere ca lumea, o bere străină, mă. La Hotel Timișoara, la terasă acolo. Umbrele, nu știu ce. Hai că e rușine să intrăm noi, femei singure, neînsoțite. Și ele nu știau că eu așa. M-am dus cu ele...
comandăm bere, că era bere la sticlă străină, s-au mirat cum tu bei bere. Băi, încerc și o bere, că e cald, nu știu ce, dar iurea, vreau să văd care e reacția. Nu-ți povestesc că la jumate de par de bere a început să mi se îngreuneze respirația, să apară pete pe corp și nu m-am simțit bine, știi? Și m-am scuzat, am mers la toaletă și când m-am uitat în oglindă, albeața ochiului era roșie. Am crezut că mor. Am venit înapoi, m-am scuzat, am plecat de la masă, am ajuns acasă, m-am dus la baie și m-am răstit la ea puțin, lucru care nu se întâmpla, indiferent cât de mult eu beam, dar m-am ușurat cumva și am putut să adorm. Soția era încă la lucru, rolourile trase, umbră răcoare, știi? Când a venit, ea, ce mai vreau, uite ce bărbat cu minte, s-o fi gândit ea. Uite, ia pilula și acum nu mai e la una mică cu prietenii. M-am sculat seara, îmi revenisem, nu i-am spus nimic, dar dimineața n-am mai luat pilula. Ea cum s-a îngrijat de-al mic să-l pregătească pentru dus la școală, cu sevii nu știu ce, eu pilula pe fereastră, o aruncam pe fereastră să treacă peste drum, era grădină privată, era casa unui vecin, să ajungă pilula acolo, nu să cadă pe trotuar, că atunci când plecăm la lucru, să calce pe ea și să o vadă. Și așa m-a aruncat azi, așa m-a aruncat mâine, poi mâine, și după vreo săptămână, tot chemându-mă prietenii, hai la una mică, m-am dus să încerc și nu-și mai avea efect pilula. Nu mai avea efect pilula, am băut ca înainte și am venit seara acasă betoc. Și atunci i-am spus, știi ce? Dacă nu-ți convine, casa e a ta, mașina e a mea. Eu mă pricepeam să împart, eu eram legea, ce să spun. Vreau să zic că... Nu vă părea rău de mariaj, de copii, de ea? Să spun că m-am gândit, băi, dacă și acum o iau de la capăt, iară, de la lingură, mă. Dar nu e tot, Cristina, știi ce a fost? M-am dus unde e fântâna cu punctele cardinale, acum e acolo ca ăștia, maxilofacial, dar atunci era policlinic cu plată. M-am dus și în urma analizelor, o doctoriță, parcă o văd acum, mai în vârstă, mică, blondă, a spus, măi, omul lui Dumnezeu, fii atent, sapa și lopata te așteaptă. În 2 ani de zile ești în pământ, timolul, alea e o funcție a ficatului, am înțeles. Era dublu la mine și-a spus, mă, mor, mă, de ciroză, mă, trebuie să te lași de alcool. Știa aia, eu ieșit acolo. Deci frica de moarte, frica ca două soție mă lasă și iau de la lingură. Nu m-am piedicat să mă las. De câte ori am vrut eu să mă las de băutură și n-am putut. Dar voiați din toată inima sau? Voiam din toată inima, că îmi și iubeam soția. Nu atunci, acum, Cristina. Că am vrut să o aducem și pe ea aici să spună, da. E o femeie deosebită. E mai timidă. Pentru ea, săraca, iadul a fost aici pe pământ, ce-a pătimit ea cu mine. Dar îi mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat o astfel de femeie. Ea avea răbdare în timp ce erați beat, agresiv? Nu se lua de mine, nu știa cum să se poarte, că nu știa ce sunt stare să fac, așa că eram agresiv. Cristina, odată i-am dat un dos de palmă, de-o picat pe spinare și era caloriferul de fontă, știi, o picat în cădere, caloriferul, i-o spintecat aici pielea capului, 7 copci i-o trebuie să-i pună doctorul. Ce să-ți mai spun? Na, și vreau să spun că în urma, cum să spun, renunțării la acea pilulă, mi-am dat seama de, așa cum m-ai întrebat, că se duce totul de râpă și am lăsat-o mai moale. Făceam o dată de 2 ori pe săptămână, dar scurt, nu, sau de 2 ori pe 2 săptămâni, știi, o mai moiasem. Timp de aproape 2 ani, așa am dus-o, știi, nu eram așa de periculos ca înainte. Timp în care vreau să spun că la o întâlnire
la o întâlnire cu un prieten din școala profesională, Doru Tănaș, care se trăgea dintr-o familie de baptiști din Lugoj. Eu, când eram în între anul 3 și anul 4, el m-a invitat la biserică, la Păromulus acolo, unde era predicator fratele Pit Popovici. Și m-am dus și mi-a plăcut. Ei, acum mă întâlnesc cu Doru Tănaș când ieșeam din grădină de la Cina, după un chil și 100 de grame de țuică fiartă, în luna lui februarie, 86. Doru Tănaș cu bicicleta, că era o iarnă moale, mă oprește și spune: mă, Petre, mă, ce faci, mă? Eu în prima căsnicie eram vecin cu el de cartier și știa de situația mea familiară, că prima căsnicie s-a dus, auzise că a doua se duce de râpă, mă întreabă de vorbă: băi, Petre, mă, băi, ce faci, mă, băi, fii atent că după moarte urmează judecata. Du-te, mă, de aici, mă, lasă-mă în pace, te mâncă viermi și gata. La care el spune: ar fi bine, dar nu e așa, scrie în Scriptură că omul va da socoteală pentru tot binele și rău care l-a făcut când trăia în trup. Zice: nu e așa, fii atent. Mă, zic, știi ce, eu ca să mă scap de el, notează numărul meu de telefon și când vine la voi vreun administrator, vine un predicator de ăsta mai deosebit, îmi dai telefonul și vin acolo. Dar eu mai mult ca să mă scap de el. Nu-ți povestesc că 9 martie 86, deci aia era februarie, cam pe la sfârșit, după vreo 2 săptămâni, duminică la prânz, 9 martie, sună telefonul. Doru: mă, ți-aduce aminte? Băi, știi că nu mi se rupe firmul. S-am promis că vin, spune-mi unde. Băi, știi biserica numărul 3? Mă, nu le știu, spune-mi un birt, mă, ceva. Băi, stadionul CFR, mă, nu-i destul, spune-mi un birt, mă, Mugurelu. Așa, mă, următoarea stradă e biserica numărul 3. Incredibil. Măi, zic, vin, mă, acolo vin, mă. Trebuie să vă opresc aici, pentru că se încheie timpul alocat. Da. Dar mi se pare cel mai potrivit moment. Cunoaștem bisericile din oraș după birturile din proximitatea lor, nu după locația, nu după stadioane, nu după altceva. O poveste incredibilă despre restaurare, un mariaj dispus. Sincer să fiu, nu știu cum a rezistat femeia aceea în cazul, într-un context cu atât de multă violență, umilință și durere. Da. Dar ne oprim în această dată de 9 martie, în care am cunoscut o biserică după birtul de la colț și în care Dumnezeu v-a întâlnit. Povestea dumneavoastră înseamnă speranță. Nimeni nu e atât de pierdut încât mâna lui Dumnezeu să nu-l cuprindă. Așa e. Rămâneți alături de noi. Vom continua în episodul următor. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Știu că au fost multe detalii, dar toate detaliile acestea formează un peisaj în care Dumnezeu a lucrat incredibil. Începând cu rugăciunile unei mame disperate pentru 18 ani care se roagă pentru băiatul ei să fie recuperat și continuând apoi cu lupta și bătălia cu alcoolul. Poate dacă n-ar fi luptat așa de mult pe toate căile omenești cu alcoolul, nu și-ar fi dat seama cât de mare poate să fie puterea lui Dumnezeu care smulge orice om din oricât de grav ar fi adicția și greutatea poverii cu care se luptă. Rămâneți alături de noi și pe parcursul episodului următor, vom afla continuarea. Petrică Stanoievici a fost invitatul meu. Dumnezeu să vă vorbească fiecăruia, să vă viziteze acolo unde sunteți și să vă elibereze de povara pe care o duceți. Fiți binecuvântați!